Insider Politic. Bună dimineața, sunt Sebastian Zacman și vă invit la Insider Politic. Iarna nu-i ca vara, e o vorbă de duh lăsată moștenire din generație în generație de fostul primar Traian Băsescu până azi, în vremea lui Nicușor Dan. Sau mai degrabă un blestem. Când se lasă frigul peste București, cartiere întregi rămân racordate la o singură sursă de căldură, cea sufletească. Vrem țevi ca afară. Iată un proiect de țară. S-a împlinit un an de când Nicușor Dan a devenit primar general. A promis apă caldă la robinet, nu la lighean. În țara în care politica se face pas cu pas, sloganul primarului general pare a fi picătură cu picătură. Ce a făcut până acum pentru oraș, ce n-a făcut și ce planuri are? Ne spune imediat Nicușor Dan. Începem! Domnule Nicușor Dan, bine ați revenit la Insider Politic. Mulțumesc pentru invitație. Prima întrebare. Aveți apă caldă? Da. Înainte de asta vreau să vă corectez. Vă rog. Eu în campanie electorală și la campanie electorală, da, nu am spus că o să vin la primărie și o să rezolv pe loc, într-o secundă, probleme. Am spus, chiar fiind în campanie electorală, am spus, atenție, iarna 2021-2022 o să fie puțin mai bună decât iarna 2020-2021. Tocmai de asta am spus picătură cu picătură. Și că, da, am spus asta în campanie electorală, da? Nu am spus ceva ce n-am făcut și am spus că schimbările fundamentale o să se vadă în iernile următoare. Când mai exact? Păi în iarna 2022-2023, asta e ceva ce pot să spun acum, o să fie mult mai bine decât 2021-2022. Pentru că anul trecut, spre exemplu, vă ofer ca studiu de caz, chiar exemplul meu. Anul trecut n-aveam apă caldă și căldură cu săptămânile, acum n-am doar cu zilele. Într-adevăr, e puțin mai bine, așa cum spuneți dumneavoastră, dar când voi ajunge și eu la normalitate? Bun, luna octombrie nu a fost normală. Luna octombrie 2021, cea pe care închidem, nu a fost normală din mai multe perspective. În primul rând că a existat această creștere explozivă la gaz natural pe piața internațională și noi nu avem mecanismele la nivel național, nu avem mecanismele care să le corecteze, în sensul că există producătorii de energie au un preț nereglementat, producătorii de energie termică, și au o vânzare reglementată. Și atunci au fost doi operatori care pur și simplu au oprit căldura din București, au o pondere de 5-6%, dar pentru locuitorii din acele cartiere, vorbesc de Vest Energo și de CET Grivița, deci vorbesc de zona de Vest și de Grivița, a fost într-adevăr dureros. Pe de altă parte, Elcenul nu l-am găsit pregătit pentru iarnă, producătorul care nu ne aparține, și tocmai de-aia am făcut demersurile pentru a prelua noi Elcen, să nu mai dăm tot timpul vina de la unii la alții. Acum pe cine dați vina? Pe Ministerul Economiei, Energiei? Elcenul nu a fost pregătit. El nu a pornit când a venit sezonul de iarnă, în 6-7 octombrie, el nu a fost pregătit să înceapă. El era pregătit să înceapă undeva 25 octombrie, 1 noiembrie. Dar Elcenul și din cauza asta nu a livrat în cele 4 ceturi mari pe care ei le au, nu a livrat la capacitate. Și a mai fost o vină care este a termoenergeticii, care este în subordinea noastră, care nu a prevăzut, și atunci lucrările noastre care sunt pe magistrala ferentare au întârziat pornirea cetului Progresul. Dar dacă noi vrem să evaluăm iarna asta din punctul de vedere al încălzirii, trebuie să ne uităm de la 1 noiembrie încolo. De la 1 noiembrie. Și ca să clarificăm, Elcenul este în subordinea Ministerului Energiei, da? Exact. Și dumneavoastră aveți o relație bună sau, de fapt, discutați cu Ministrul Energiei Virgil Popescu? Discut cu Ministrul Energiei Virgil Popescu și cu conducerea Elcenului. Da. Bun. Și până acum s-au găsit soluții? Bun. Așa cum am spus, ei au promis că de la 1 noiembrie, de la sfârșitul lui octombrie, vor putea funcționa în capacitate maximă. Ceea ce nu, ca să le găsesc o circunstanță atenuantă, anul trecut s-a dat drumul la căldură cam în jur de 25 octombrie. Anul ăsta a trebuit, așa s-a întâmplat să fie temperatura, prognozele nu o spuneau, a trebuit să fie dată în 6-7 octombrie. Dumneavoastră cum aveți apă caldă? Eu locuiesc într-un cartier care nu era acordat la sistemul de încălzire centralizat, prin urmare am o centrală individuală. Bun, deci aveți apă caldă și căldură lux pentru București, și aici vreau să vorbim puțin despre scumpirea gigacaloriei. S-a anunțat o scumpire cu 86%. Este o cifră foarte mare care sperie pe bucureștenii pur și simplu, și vreau să-mi explicați mai întâi cum s-a ajuns la această creștere. Bun. Deși nu ține de primăria capitalei creșterea în sine. Da, da. În primul rând că nu vreau să vă confirm această creștere de 86%. Deci răspunsul final o să-l avem peste câteva zile.
prețul la energie, la energia, eu vorbesc de prețul de gigacalorie în sistem centralizat de care ne ocupăm. Prețul e compus din două, din producție și transport și distribuție. Da? Pe producție a fost această creștere, care acum e oficială, 329 de lei de la 206, da? Care vine din scumpirea gazului, în esență. Pe partea de transport, cel care acum e 220 de lei, încă nu a fost fixat prețul, pe care, da, repet, el o să fie fixat în câteva zile. Din momentul ăla o să vedem cât plătește populația, cât plătim noi. În orice caz, raportul în momentul ăsta, noi plătim cam două treimi din preț. Bun, adică din 506, da. Bucureșteanul plătește 164 și noi plătim 340. 2-1 este raportul. Acest raport nu o să scadă. Da, deci va rămâne 2-1, dar dacă sau, totuși... Poate sau mai mult. Asta întrebam. Cât poate să crească acest raport dacă se va scumpi gigacaloria cu 86% sau un alt procent? Da, da, poate să crească cel puțin, cum să spun, până trecem de perioada de iarnă, aceste 4 luni, situația financiară ne-o permite. Dar aici mai sunt mai multe variabile, după cum știți, Bucureștiul nu e singular în această chestiune. Există o solicitare practic din partea tuturor primarilor de mari orașe care au sisteme centralizate de pentru un ajutor de la nivelul guvernului. Răspunsul o să-l vedem foarte curând. Bun, și dacă nu va veni acest ajutor de la nivelul guvernului, cam cât la sută poate sponsoriza, poate acoperi primăria capitalei și cât va trebui să plătească în plus un cetățean de rând? Așa cum am spus, noi plătim 2-1, adică 66%. După această scumpire vorbesc. Și după această scumpire, da. Deci acest raportul ăsta de 2-1 nu o să fie mai mic. Da? Deci orice scumpire ar fi, ea va fi decontată într-o bună măsură de primăria capitalei. Da, da. E posibil să fie decontată în totalitate scumpirea? Nu pot să spun asta pentru că decizia aparține Consiliului General. Ce pot să vă spun este că noi avem interesul de a păstra oamenii în sistemul centralizat. Da. Bineînțeles, cunosc. Dar dumneavoastră ca primar le veți propune celor din Consiliul General un proiect, un plan până la urmă. Un plan, dar care se bazează pe două cifre pe care nu le avem azi. Nu avem suma exactă pe transport-distribuție și nu avem suma exactă cu care guvernul ne va ajuta. Dar oricum, ca știre pentru bucureșteni, primăria capitalei va suporta o parte din această scumpire. În mod cert, valoarea subvenției pe care noi o plătim azi o să fie mai mare. O să fie mai mare. Și aveți bani să plătiți această subvenție? Pentru că noi am mai discutat aici la Insider Politic și la începutul anului, când spuneați că visteria primăriei este goală după mandatul Gabrielei Firea. Da, ce s-a întâmplat în ultimele 7-8 luni? Numai că am făcut două lucruri importante. În primul rând am redimensionat partea de cheltuiele a primăriei, adică n-am mai dat bani pe tot felul de tâmpenii, cum ar fi târguri și concerte. Ați făcut economie, da, practic. Am făcut economii care sunt substanțiale, adică sunt de ordinul 500 de milioane de lei la bunuri și servicii, asta e un lucru. Al doilea lucru, am desființat mare parte din companiile municipale care erau o sursă imensă de pierdere. Câte ați desființat? Până în momentul ăsta, 14. Din 17 sau câte erau? Ele sunt cu totul 24, cu tot cu STB-ul și cu termoenergetica, adică cele care fac transport public. Așa nu se pot desfința, da, nu se. Deci de la început am decis că păstrăm 4. Deci au mai rămas 18. Au rămas 20. Din 24, da, au mai rămas 20. Au rămas 20. Din cele 20 sunt 4 pentru care am le păstrăm provizoriu până când modificăm organigrama. Sunt cele care se ocupă de semafoare, de iluminat public, de DDD, țânțarii, șobolani și așa. De ratizare. Și mai este o companie care are un imobil social în construcție și sunt niște formalități pentru a trece imobilul ăsta în patrimoniul primăriei. Deci au mai rămas 16 și din astea 16 am mai închis 14. Mai sunt niște chestiuni tehnice pe care există unele care sunt... care au niște bunuri în patrimoniu, cum e compania de cimitire. Și atunci bunurile astea, dacă compania asta intră în faliment, vor fi vândute, terenul și imobile vorbesc, vor fi vândute la niște prețuri care nu ne avantajează. Și atunci încercăm să le mutăm pe alte companii, să le atragem în patrimoniul municipalității. Deci din 24 ați desfințat 14? Am desfințat 14 din 16. Asta, aici voiam să ajung. Una din cele două care nu e desfințată este compania de parking.
Nu am desfințat-o special ca să putem să preluăm niște mașini care sunt în momentul de față într-o companie care merge direct spre faliment, care este compania de managementul transportului. Au niște mașini de ridicat, mașini de pe stradă și ar fi păcat să le pierdem. Și atunci am păstrat-o pe asta până când putem să cumpărăm pe ea. Și câte economii ați făcut din desfințarea acestor companii înființate de Gabriela Firea în urmă cu 4-5 ani? E greu de spus, e greu de făcut un calcul exact, dar este de ordin undeva la 300 de milioane de lei pe an. 300 de milioane de lei pe an. Da. Și acești bani unde s-au dus? Banii ăștia s-au dus, din păcate, pentru moment, în plata datoriilor vechi pe care primăria le face, pentru că noi, eu în momentul în care am ajuns în primăria asta, am ajuns într-o primărie în care conturile erau blocate pentru orice fel de investiție. Urma să facem Euro 2020, pentru care ne obligasem prin acordul cu UEFA să facem niște modernizări și noi nu puteam să le facem realmente. Deci a fost la limită organizarea Euro 2020, a fost la limită și, bineînțeles, toate celelalte investiții pe care am reușit să le deblocăm. Deci am reușit, pe de o parte, să plătim datorii vechi. Vă dau un exemplu. Autobuze autocar turcoaz pe care le vedem prin oraș. Da? Cumpărate turcești cu mare fast, da, așa. 165 de milioane de lei nu au fost plătite. Deci în momentul în care am venit la primărie, mai aveam de plată 165 de milioane, parte din cele 3 miliarde de lei datorii. Se poartă această soluție cu trecutul la caiet, chiar și la achizițiile publice? Se fac achiziții pe datorie? Nu, ele s-au făcut cu o obligație de plată care nu a fost respectată. Și de mandatul fapt, doamnei Firea s-a terminat și a preluat dumneavoastră aceste datorii. Și foarte multă lume, deci asta a fost, am pierdut foarte mult timp, sau în fine, am alocat foarte mult timp cu asta, pentru că foarte mulți oameni, firme care prestaseră diverse servicii pentru primărie, cum este cazul autobuzelor sau lucrări de infrastructură, au spus nu mai avem încredere în nimeni, am fost mințiți de prea multe ori, vrem să ne promită primarul să facem un grafic de eșalonare ca să fim siguri că o să fim plătiți. Și am reușit să facem asta, adică am început să ne câștigăm credibilitatea în piață. Și acum, financiar vorbind, cum arată conturile primăriei? Acum tot ce avem datorii, că nu le-am stins evident, sunt datorii care sunt eșalonate. Deci avem predictibilitate pe piață. Și până la finalul mandatului veți acoperi aceste datorii? Le vom... în orice... Deci, nu știu dacă ăsta e obiectivul dumneavoastră, că le puteți eșalona pe o perioadă mai lungă. Exact. Încercăm să le eșalonăm pe o perioadă cât mai lungă, cum este datoria cea mai mare este către ANAF și este la operatorul, prin intermediul operatorului nostru de transport STB. Și acolo nu vă pune coprire pe conturi ANAF? Este în momentul, am preluat un sechestru pe practic toate autobuzele pe care le are în patrimoniu această companie. Încercăm să mergem pe o eșalonare pe 7 ani. Da. Deci ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, multe din datoriile astea o să fie plătite în cursul mandatului. Pe unele dintre ele sperăm să le ducem pe o perioadă mai mare. Să ne întoarcem puțin la subvenția pentru gigacalorie. Cred că în acest moment, dacă nu greșesc, primăria plătește 950 de milioane de lei. 950 de milioane de lei este subvenția totală pe anul 2021 și un lucru important este că noi o plătim. Adică, problemele... Adică până acum nu s-a plătit... Realmente ce scrie în buget, facem. Adică ce ne-am angajat în buget, că plătim 950 de milioane, chiar o să plătim. Problemele cu care ne confruntăm toți în sistemul de încălzire vin din sume care nu au fost plătite. Deci nu înțeleg, cum nu poate primăria, de ce primăria n-a plătit către... A alocat bani pe alte tâmpenii. În loc să plătească, am o situație pe 10 ani, cât s-a alocat, pentru că necesar a fost cam tot acolo, 800, au fost eu, și care cât a inflație, în ultimii ani primărie? Este undeva în jur de 900 de milioane și au fost în ani în care s-a plătit 500 de milioane din 900, au fost ani în care s-a plătit 600 de milioane, asta în ultimii 10 ani. Nu mai vorbesc de mandatul lui Oprescu, în care nu s-a plătit nimic. Asta către vechiul Radet. Vechiul Radet, da. Care da. Între timp a devenit termoenergetică. Din decembrie 2019, da. Bun, și dumneavoastră plătiți din urmă aceste datorii sau plătiți doar din mandatul dumneavoastră cele 950 de pe anul în curs?
datoriile, cum am spus, Termoenergetica e o companie relativ nouă. Ea a fost înființată sau a început să funcționeze în decembrie 2019. Cu aceste datorii am preluat la sfârșit de 2020 niște datorii de care ne-am achitat. Pe 2019 mai suntem, acum suntem la, pe 2021, acum suntem la o datorie de 150 de milioane și un pic, și pe 10 noiembrie, când o să primim bani de la stat, o să fim la 50 de milioane. Deci o să fim la sfârșitul anului, o să fim la zero cu Termoenergetica. Pe datoriile vechi de la Radet sunt niște litigii în curs între Elcen, Radet, primărie, care să vedem care este suma reală pe care municipalitatea o va plăti la un moment dat. Deci trebuie să plătească totuși și ceva din urmă. Da, și la da. Cam cât vă gândiți? Păi, vă așteptați, de fapt, estimați? Păi, dacă întreb Elcen, el spune 4 miliarde de lei, dacă întreb primăria, ei spun 1 miliard de lei. Adică 4 miliarde ar însemna subvenția pe 4 ani. Da, da, da. Aici a dus inconștiența, pentru că mare parte din aceste pretinse. Noi nu le recunoaștem pentru că sunt mare parte dintre ele sunt bun, deci cel mult 4 miliarde, cel puțin 1 miliard. Exact, da. Acolo și este. 1 miliard mi se pare mult. Da. Toată asta înseamnă că noi decontăm acum o brambureală și o, cum să zic, o alocare deficitară administrativă care a început încă din anul 2008. Încă din 2008. Adică, ca să vă dau un exemplu, când în 2008 Oprescu a venit primar la București, datoriile pe care Radetul de atunci le avea erau undeva la 100 de milioane de euro, adică 500 de milioane de lei în banii de acum. Și când a terminat mandatul, au ajuns la 900 de milioane de euro, acei 4 miliarde de care vorbim. Bun, și în condițiile acestea, dacă primăria plătește 950 de milioane în subvenție, iar prețul gigacaloriei va crește, poate nu cu 86%, dar cert e că va crește, va mai avea bani primăria, sau de unde va mai avea bani primăria să suporte încă o parte a subvenției, pentru că așa cum spuneați, nu vor suporta doar cetățenii, ci va veni și municipalitatea în sprijinul locuitorilor. Da. Bun, asta este o decizie de reechilibrare bugetară pe care o să o avem împreună cu consilierii generale, dar sunt mai multe nuanțe aici. În primul rând, așa cum am spus, eu aștept un sprijin de la stat. De la guvern. De la bugetul național. Da. Da? Și nu suntem singurii care speră asta. Este o cerere comună. Am de văzut la, și Bihorul, mă rog, Oradea și de alte la orașe. Primarii de mari orașe care au sistem centralizat, pentru că e o mare miză să păstrezi sistemul centralizat, pentru că e chestiune de poluare, de sănătate publică, să ai sistem centralizat și să nu ai în plus în București, dacă ar fi la noi, încă 560.000 de centrale individuale la poluare pe care avem deja. Deci o chestiune este să vedem dacă statul ne va ajuta, nu numai pe București, ci pe toate marile orașe care au sisteme centralizate. Dacă și a doua nu va chestiune, ajuta? Și a doua chestiune este... ce facem până la 1 ianuarie și ce facem după 1 ianuarie? Pentru că aici trebuie să discutăm, până la 1 ianuarie o să reușim. De la 1 ianuarie însă trebuie să discutăm foarte realist care este împărțirea banilor care vin de la buget între Primăria Municipiului București și primăriile de sectoare. Și asta o va reglementa bugetul pe anul 2022. Da? Pentru că în momentul ăsta, cu tot cu taxe locale, raportul este primăria generală 4 miliarde, primăriile de sector 6 miliarde. Vorbesc grosier. Și în condițiile în care noi dăm deja din aceste 4 miliarde mai mult de 2 miliarde pe subvenția la transport, care și ea e foarte logică, și pe subvenția la termie, undeva la 2,2 miliarde, raportul ăsta nu e deloc corect, 1,8 la 6. Deci spuneți că ar trebui să contribuie și primăriile de sector la aceste bugete, la aceste subvenții și pentru STB și pentru gigacalorie. Spun că în momentul în care prin lege se va aloca câți bani din cotele defalcate pe impozitul pe venit merg la primăria generală și la primăriile de sector, raportul nu trebuie să fie cel care este acum. Bun, și ca să ne întoarcem la cifră, în momentul acesta plătește 950 de milioane primăria. Da. Cam la cât ați putea ridica acest barem? La un miliard? Mai mult de un miliard de lei? Da, cel puțin 200 de milioane se poate, da. Deci încă 200 de milioane, da, în plus pentru subvenție. Încă 200 de milioane. Am spus, există două informații pe care nu le-am, cel puțin două informații pe care nu le avem. Un eventual ajutor de la stat și doi, cum va fi împărțit calculăm bugetul. Grosomodo. Cum va fi împărțit bugetul pe 2022 între primăria generală și primările de sector. Până la urmă, dumneavoastră ca primar, cum vedeți
soluționat această problemă? Pentru că la nesfârșit nu poate veni statul în fiecare an să mărească subvenția și să acopere cheltuielile oamenilor, bănuiesc, nu? Da, există orașe în care problema asta a fost rezolvată, în sensul că subvenția la Oradea e, nu știu dacă e zero sau foarte aproape de zero. Da. Dar pentru asta noi trebuie să facem ce nu s-a făcut toți anii ăștia, adică să înlocuim rețeaua primară unde pierderile au ajuns la 38% în momentul ăsta. 38%? 38%, da. Asta înseamnă să înlocuiești 1000 de kilometri. Bine, cât ați înlocuit până acum? 15, dar am semnat puțin? Contractul, am semnat contractul pentru 210 cu bani europeni. Și asta o să înceapă anul viitor. E cam puțin, într-adevăr, 15 e puțin, numai că ar fi fost mai mult dacă am fi găsit contractele deja semnate. Fiind o autoritate publică, trebuie să faci achiziție, ca să faci achiziție trebuie să faci studii și așa. Achiziția au durat și ne-am trezit că le-am semnat acum și când nu se mai poate interveni decât pe capete de rețea. Și până la finalul mandatului, cât v-ați propus să schimbați? Eu am ca să vă arăt în 2024 când veți candida. Da, eu am spus 50 de kilometri pe an. Cred deocamdată 15 este departe de target. Da, dar cum am spus, dacă am fi fost o entitate privată, într-o săptămână am fi alocat lucrările astea. Fiind instituție publică, am trebuit să facem toate aceste proceduri care ne-au dus cu achiziția, cu semnarea contractelor acum în octombrie. De ce vă cere PSD demisia? E o formă de manifestare politică, bineînțeles. Putem oricând să avem o dezbatere despre ce a făcut PSD-ul în mandatele pe care le-a avut practic ultimii 12 ani, cum a dus instituția asta în faliment, cum n-a făcut nimic pentru sistemul de termoficare, cum n-a făcut nimic pentru transportul public, pentru trafic în general. Deci putem să avem dezbaterea asta oricând. Mai aveți majoritate în Consiliul General? Desigur. Da. Deci vă bazați în continuare pe voturile PNL, USR și PMP. PMP. Da, chiar da. Dacă în PNL are loc această sciziune. Da. Eu am încercat, eu sunt un primar independent, sprijin din aceste partide. Dacă ați urmărit, ați văzut că niciodată nu am avut vreo remarcă critică la vreunul din aceste partide, pentru că am candidat împreună și cred că mandatul nostru este împreună, mai ales în situația politică de acum cu o creștere mare a intenției de vot pentru PSD. Avem această majoritate. Avem care funcționează? Care funcționează, da. Ați văzut-o în fiecare din ședințele de Consiliu de până acum. Există, bineînțeles, discuții pregătitoare înainte de ședințele de Consiliu. Și, în general, ce punem pe ordinea de zi trece. Până să trecem la discuția despre politică, vă mai întreb, ați susține o taxă pentru centralele de apartament care va afecta și pe dumneavoastră? Da, nu e discuția dacă mă afectează sau nu pe mine. Este o discuție foarte serioasă. L-am avut invitat și pe ministrul mediului aici, care a propus ca soluție pentru reducerea poluării această taxă. Da, da, da. Este o discuție care se poartă de la nivelul Comisiei Europene. Da. Pentru că poluarea devine din fenomenul poluării devine din ce în ce mai important. Dar pe de altă parte să stai fără căldură și fără apă caldă așteptând de la stat? Aici vreau și eu să ajung. Poluarea devine tot mai importantă și vedem, și o să vedem tot mai mult în următorii ani, că poluarea are chiar consecințe economice și atunci e logic ca tot ce înseamnă poluare să fie cumva decontat economic. Însă, noi trebuie să ne uităm la situația reală de acum. Nu poți să ceri, adică ar fi o glumă să ceri unui om să se debranșeze de la centrala lui și să vină către sistemul nostru centralizat atât timp cât serviciile sunt cele care sunt acum. De ce nu i-ați dat parcurile Herăstrău și Cismigiu doamnei Clotilde Arman să le administreze? Nu a existat. Există un echilibru între administrarea parcurilor din București. Există parcurile centrale care sunt la primăria municipiului București. Există parcurile mai puțin reprezentative care sunt la primăriile de sector.
Eu cred că fiecare trebuie să răspundă de modul în care își administrează bunurile care sunt date în administrare. Mai are datorii primăria sectorului 1 către primăria generală? Primăria sectorului 1 nu a avut o datorie de 19 milioane de lei pe care a achitat-o. În schimb, dacă ne tot întoarcem că cetățenii suferă și atunci e logic să ne tot întoarcem la subiectul ăsta, am menționat deja parte din problemele pe care le-au avut bucureștenii cu încălzirea în luna octombrie, au venit în acel chat Grivița, care este în subordinea primăriei sectorului 1, și primăria sectorului 1 a spus că nu are bani să subvenționeze sau, în fine, să plătească în perioada lunii octombrie funcționarea acelui chat. Înainte, colaborați bine per total cu primarul Clotilde Armand, pentru că ați avut niște dispute politice în trecut. Desigur, că nu am venit în funcția asta ca să fac răfuieli politice. Am venit ca să rezolvăm cât putem din problemele care s-au acumulat în anii ăștia de guvernare dezastruoasă a București. Aveți o relație bună chiar și cu primarii PSD, domnul Băluță sau Robert Negoiță? Eu încerc să am o relație cât mai bună cu toți primarii de sector. Da. Adică ei au nevoie de la noi de diferite lucruri, că așa este structura administrativă. Municipiul București este în linii mari proprietar a tot ce înseamnă bun public de pe raza Bucureștiului. Ei au nevoie în momentul în care vor să expropieze, vor să facă o lucrare de investiție, orice au nevoie trebuie să treacă pe la noi. Dacă vor să facă un parteneriat, trebuie, codul administrativ îi obligă să treacă pe la noi. Deci încercăm să îi ajutăm cu tot ce înseamnă rezolvarea problemelor pe care le au. Sunt primari sectoarele 2 și 3 care au luat de la noi studii de fezabilitate pentru școli și grădinițe noi. Primăria le făcuse, deși, în fine, unul nu era treaba noastră a primăriei municipiului să facă studii pe școli și grădinițe care sunt la primărie de sector, și doi, nu era de conceput că o să fie vreodată bani pentru tipul ăsta de lucrări de investiții. Și atunci tot ce înseamnă lucrările astea de investiții care sunt de competența sectoarelor, le dăm cu cea mai mare plăcere să le facă. Domnul Nicu Șoltan, am ajuns la finalul primei părți. Urmează o pauză de publicitate, însă mai devreme a tușit și m-am dat puțin în spate știind că nu sunteți vaccinat, așa că o să vă întreb, sunteți împotriva vaccinului? Și o să vă rog să-mi răspundeți la această întrebare după o pauză de publicitate. Revenim! Ne-am întors așadar, domnule Nicu Șoldan, vă întrebam dacă sunteți antivaxer. Da, nici de cum. Sunt un om de știință. Sunt, tocmai de asta vă întreb. Un om care vine din mediul academic, care citește, se informează și ascultă de vocea științei. Mi-am vaccinat fetița. Cu atât mai surprinzătoare a fost decizia dumneavoastră de a nu vă vaccina până acum. Da, nu m-am vaccinat pentru că, după cum știți, am trecut prin coronavirus. Mi-a asta dus fetița de la grădință. Sunt cam 5-6 luni de atunci și mă voi vaccina și în momentul în care mă voi vaccina o să aflați. Bun, deci sunteți decis să vă vaccinați. Da. Ați văzut că declarațiile dumneavoastră au stârnit ceva revoltă în spațiul public, au fost și medici care v-au cerut pe un ton destul de imperativ să dați un exemplu populației, pentru că sunteți totuși un model ca primar general. Da, deci răspunsul meu este că mă voi vaccina. Bun, revenim la discuția politică. De ce nu ați fost în echipa câștigătoare a premierului Florin Câțu? Bun. Eu sunt un primar independent care a fost sprijinit în campanie electorală de două partide, PNL și USR Plus, și acum în Consiliu sunt sprijinit de PNL, USR Plus și de PMP. Am suficiente atribuții administrative și lucruri de făcut în zona administrativă ca să nu intru în dispute politice. Deci eu vreau să colaborez cu toată lumea din acest spectru. Da, dar la alegerile pentru șefia PNL București, unde au concurat domnul Ciucu, susținut de Florin Câțu, și doamna Violeta Alexandru, susținută de Ludovic Orban, dumneavoastră v-ați poziționat de partea Violetei Alexandru, deci de partea lui Ludovic Orban. Da, așa este. De ce ați făcut această alegere? La vedere, o alegere la vedere, de altfel. Pentru că am colaborat foarte bine cu aceste două persoane și am considerat că, în special pe zona de București, am considerat că este corect să
îmi exprim această, cum să spun, experiența de colaborare pe care am avut-o cu domniile lor. Chiar dacă asta vă poate compromite o viitoare candidatură susținută de PNL la Primăria Capitalei. Bun, până acolo, haideți să rezolvăm acele probleme de care am vorbit deja. Căldura, poluarea din București, traficul și toate cele. Ce relație aveți cu premierul Florin Cîțu? În opinia mea, o relație corectă. Corectă e un termen destul de vag. Adică mai apropiată, mai distantă decât relația cu Ludovic Orban? Bun, acum dacă nu trebuie să intrăm în zone din astea de, să zic, de percepții emoționale. Am o relație corectă. Dacă am nevoie de ceva, sunt și vorbim. Ați primit sprijinul guvernului până acum? Pe lucrurile... E un răspuns nuanțat. Am avut o colaborare bună cu guvernul. Asta înseamnă că nu ați avut o colaborare bună, ca să traduc din limbaj politic în limbaj colocvial. Am avut o colaborare bună pentru orice, pe orice fel de problemă la care am avut nevoie de prim-ministru sau de vreunul din miniștrii guvernului, am avut ușa deschisă acolo. De exemplu, veți primi bani din celebrul program Angel Salini? Vom face o solicitare. Am primit o adresă oficială în care ni se dă un termen până la care să facem solicitări. Și veți face solicitare? Și vom face solicitări, desigur. Câți bani vă propuneți să atrageți din Angel Salini? Sau nu aveți încă o estimare? Nu avem o estimare, dar sunt proiecte pe care vrem să le depunem acolo, da. În special pe zona de trafic rutier. Și pe fonduri europene? Aveți proiecte? Câți bani vreți să atrageți? După cum știți, a fost la un moment dat o zonă de... Nu a fost extrem de clară ce se aștepta de la autorități locale când era în curs de elaborare PNRR-ul și noi am depus proiecte de... sau fișe de proiecte pentru 7 miliarde de euro. Care să vină din PNRR. Care să vină din PNRR. Asta înseamnă că 7 miliarde de euro este suma totală a proiectelor pe care, cu care noi la momentul ăla puteam să mergem către să le absorbim. Și această sumă a fost prinsă în PNRR, în planul trimis de Cristian Ghinea la Bruxelles și aprobat de Comisia Europeană? Nu, bineînțeles că a fost o consultare pe proiecte, iar PNRR este... Are și componente de proiecte, dar în special cele foarte mari, cum sunt transportul de pe căi ferate și așa mai departe, și are componente care sunt generice, de exemplu 4 miliarde pentru UAT-uri. Când, pe măsură ce vor veni banii, se va face o selecție dintre proiectele pe care lumea le depune. Un citat din Ciprian Ciucu, președintele PNL București. Nicușor, mingea e la tine. Decizia dacă joci singur sau suntem o echipă îți aparține. Da, suntem o echipă. Ne-am întâlnit recent. Chiar săptămâna asta avem ședință de Consiliu General. Ne-am întâlnit, am vorbit de proiectele care vor fi puse. Unele sunt vin de la Primăria Sectorului 6, de exemplu exproprierea pentru Valea Largă. În opinia mea, suntem în parteneriat. Deci aveți un parteneriat și cu Ciprian Ciucu, nu o relație înghețată. Avem un parteneriat. Dar vă așteptați... văzut de mai multe ori în ultimele săptămâni. Dar vă așteptați să mai fiți susținut de PNL în 2024? Pentru că premierul Florin Cîțu, mă rog, noul lider al PNL Florin Cîțu, din această postură de președinte de partid, le-a promis liberalilor din București că vor avea propriul candidat. În paralel văd și aceste înțepături care vin de la Ciprian Ciucu spre dumneavoastră. Da, cum v-am spus, pe mine nu mă preocupă 2024 în momentul ăsta. Pe mine mă preocupă să rezolvăm acele probleme cu care bucureștenii se confruntă de foarte mult timp. Dar vă doriți să mai aveți un mandat de primar? Îmi doresc să mai am un mandat de primar, pentru că exact cum spuneam mai devreme, în administrație lucrurile se petrec mai lent decât se petrec în viața reală. Deci, dar pentru un nou mandat de primar trebuie să aveți susținere politică. Da. Luați în calcul să candidați independent sau să vă înscrieți într-un partid? Bun, așa, dacă 2024 ar fi azi, pe configurația actuală, cred că am fi exact în aceeași situație în care am fost cu toții în 2020. Mai ales că s-a păstrat sistemul electoral, un singur tur de scrutin. Exact. În situația în care am avea opțiunea ca PSD-ul să câștige cu toate consecințele pe care le-am văzut în
12 ani de administrație PSD și atunci ar fi nevoie de un candidat unic pe partea dreaptă. Și pe partea dreaptă dumneavoastră a stat cel mai bine dintre toți potențialii candidați în acest moment? N-am făcut niciun fel de măsurătoare și nu mă preocupă lucrul ăsta. În momentul ăsta o să ne evalueze bucureștenii pe toți peste, după 3 ani de mandat. Dar credeți că în acest an ați pierdut din credibilitate, din intenție de vot? Sunt convins. Sunt convins, da. Pentru că a fost o așteptare foarte mare pe de-o parte. Pe de altă parte, așa cum am spus, în administrație se vede cam se vede azi ce ai făcut acum 2 ani. Da. Când ai început să faci. Deci când o să putem să vă evaluăm intenție... ca primar general anul viitor, în 2023? Nu, deci trebuie să încep cu intenția, studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiectare, așa, execuție. Nici și... copiii noștri nu o să vă mai judece, nu, dar nu, am spus că asta înseamnă, nu, asta înseamnă 2 ani, da. Deci 2 ani. Da. În acest an, ca să rezumați. E un moment de bilanț acum. Da. Înainte de asta, haideți să ne uităm puțin ce s-a întâmplat în mandatele anterioare. Am văzut extrem, extrem de multe gesturi de imagine. Hai să mai punem un pasaj aici și astea au fost puține. Hai să mai facem niște evenimente, dar nu s-au atacat deloc problemele structurale ale orașului. Și eu cred că în anul ăsta de mandat am rezolvat 3 probleme structurale ale orașului. 1. Am pus-o financiar pe direcția potrivită, da, pentru că mergea exact sau practic era în faliment în momentul în care am intrat în primărie. 2. Împreună cu și aici am avut un sprijin foarte bun de la Ministerul Transporturilor și de la sau o colaborare foarte bună cu Ministerul Transporturilor și Consiliul Județean Ilfov și am dat formă acelor proiecte, unul de tren metropolitan care promisiunea este că o să avem un studiu de prefezabilitate la sfârșitul acestui an și pe de altă parte acele șosele radiale care ies până în șoseaua de centură, deci ca să, dacă vrei să rezolvi traficul din București și în general mobilitatea, trebuie să te duci cu lucruri mari, nu mai merge cu un pod aici, un pod acolo, deci sunt aceste două lucruri care sunt deja se lucrează la ele și pe de altă parte o zonă extrem de importantă și din nou aici a fost o schimbare radicală, zona de urbanism, pentru că nu numai că noi nu am făcut acele investiții de infrastructură și vorbesc, spun ani de zile, dar pe de altă parte am dat drumul la o construire fără niciun fel de regulă, care a aglomerat și mai, a densificat și mai mult. Și am făcut să avem cartiere de 10.000 de oameni unde nu avem o grădiniță și o școală și toți oamenii aia în fiecare dimineață se duc cu mașina ca să-și ducă copiii în diferite zone ale Bucureștiului și bineînțeles am aglomerat din punct de vedere al traficului, am nenorocit orașul ăsta. Târg de Crăciun vom avea? Vom avea, depinde bineînțeles de condițiile de siguranță sanitară. Vom avea niște târguri de Crăciun care vor aduce bani la municipalitate și nu vom cheltui. De unde adică, vor aduce? Din sponsorizări private? Vor aduce, pe de o parte, vrem să aducem niște operatori privați cărora să le închiriem astfel încât să organizeze ei singuri și există niște tarife de închiriere care sunt votate de Consiliul General. Pe de altă parte, pe târgul pe care noi vrem să-l organizăm la piața universității, vom lua bani din închirierea acelor, în fine, căsuțe în care se vând diverse... În urmă cu 4 ani v-ați opus ca Dacian Cioloș să intre în USR. Iată că a ajuns președinte al USR. Cum ați văzut acum alegerea domnului Cioloș? Bun. De la distanța cuvenită. Este un e partid. Totuși partidul pe care l-ați creat dumneavoastră, deci nu cred că e chiar atât de mare distanța cuvenită. Cu timpul toate ajung să aibă oarecare distanță. V-ați detașat față de USR, să înțeleg. USR este, așa cum este PNL-ul și așa cum este PMP-ul, este partenerul în administrarea locală a Bucureștiului și încerc să am relația cea mai bună, atât cu
conducerea, cât și cu consilierii generali. Și cred că am avut-o. Dacă ați fi fost membru USR, cu cine ați fi votat? Cu Dacian Cioloș sau cu Dan Barna? Ei, vă dați seama, puneți întrebarea asta știind că nu o să vă răspund. Bineînțeles. De ce că... să nu răspundeți? O alegere simplă. Doi oameni care candidează la șefia partidului. Da, da, da. Vreau să am o relație foarte bună și cu... în special consilierii generali, dar în general cu organizația, cu oamenii care vin din Plus, cât și cu cei care vin din fostul USR. Dacian Cioloș spunea că sunteți, de fapt era pentru USR, că i-ați fi spus la momentul respectiv că e un pește prea greu de înghițit. Mm-hmm. Ce ați vrut să spuneți cu această afirmație? N-am folosit niciodată expresia asta. Da. Spune Dacian Cioloș, l-am citat pe el, nu ia mea. Da, da. N-am folosit niciodată discuția asta. N-aș vrea să mă întorc. Am explicat în anii aceia 2017 de zeci de ori opțiunile mele. Eu am avut în anii ăia, în esență, două decizii care, sau în fine, două opinii care nu au fost cum să spun, foarte împărtășite. De cine? De oameni din USR-ul de atunci. Care că cred că au fost corecte. Am spus că USR și Plus au niște particularități, sau USR și Dacian Cioloș atunci au niște particularități care le permite într-un anumit interval să crească singure și după aceea să se reunească. Ceea ce s-a întâmplat. Ceea ce s-a întâmplat, da. Și s-a întâmplat, dar cu multe tensiuni. Da. Și doi, că USR nu trebuie să se poziționeze pe acea chestiune care viza familia. Liderii USR spun că au avut de câștigat de atunci, referendumul n-a trecut și USR a fost singurul partid care nu și-a asumat modificarea Constituției. Da, în opinia mea USR-ul a pierdut atunci un public pe care l-avea. Publicul conservator. Mai conservator. Poate, mai poate să crească USR, pentru că vedem, stagnează undeva la între 10, între 13 și 15% în sondajele de opinie. Nu, știu asta, nu sunt analist, asta o să vedem în... Dar pe Dacian Cioloș îl vedeți candidat la președinție? Este opțiunea USR-ului de a susține persoana pe care o consideră dumnealor. Bineînțeles că Dacian Cioloș este un candidat serios din partea. Pe dumneavoastră vă interesează Cotroceniul? Nu, nici de cum. Deci nu veți candida în 2024? Nu, nici nu se pune problema. Dacă Ludovic Orban își face partid, un alt partid liberal, și vă cere să mergeți cu el în acest nou partid, ce faceți? Ce îi răspundeți? Pentru moment, problemele mele... Răspunderile mele administrative sunt prea mari ca să mă ocup de politică de partid. Deci vreți să vă păstrați în continuare această aură de independent? Nu aură, situație de independent. Da, dar totuși ați fost susținut de PNL, aveți o majoritate politică în Consiliul General, aveți relații și cu PNL și cu USR. Da, da, suntem în politică, bineînțeles. Da, da, suntem în politică, dar sunt un independent susținut de aceste trei partide. Domnule Nicușor Dan, am ajuns la final, dar mai avem rubrica una din două. Vă ofer două variante de răspuns, alegeți. Pitagora sau Grigore Gheba? Pitagora, adică este diferența între între omul de știință și pedagog. Deci alegeți omul lumea, de știință. Lumea a fost dusă mai departe de oameni de știință. Florin Câțu sau Dacian Cioloș? Sunt partenerii mei. Algebră sau geometrie? Știți că teza mea de doctorat a fost în geometrie algebrică. În matematică lucrurile sunt puțin mai complexe, da. Apă caldă sau căldură? Sperăm ambele. Vama veche sau 2 mai? Vama veche. Lux sau opulență? Decență. PSD sau AUR? O coaliție de dreapta. Mirabela Dauer sau Angela Similea? Mirabela Dauer sau Angela Similea? Adamilea. Adamilea. Lem sau inox? Lem. Ferentari sau Centrul Vechi? Și. Am ajuns la final. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune și vă mai aștept aici la Prima TV. Mare plăcere. Atât pentru azi. Rămâneți pe Prima TV. De la ora 12 urmează emisiunea oradeprofit.ro cu Adriana Nedelea. Noi ne revedem săptămâna viitoare la o nouă ediție Insider Politic. Până atunci, gândește cu mintea ta.
Insider Politic. Acest program poate fi urmărit și pe Prima